Autostrada Soarelui pare acum neîncăpătoare pentru valul de turiști de weekend care se întorc spre case. Petre Neghita este acum la Fetești și ne spune cât de greu se circulă. Petre, bună seara! Tu ne auzi? Bună seara! Autostrada Soarelui s-a transformat în autostrada patimilor pentru românii care se întorc de la mare. Sunt cozi foarte mari în Cernavodă la intrarea pe A2. Șoferii se avântă totuși pe autostradă și pentru câțiva kilometri se consideră norocoși. Pot ajunge la 100-120 de kilometri la oră. Doar că norocul se termină repede. Se apropie de podul de la Fetești și de aici începe dezastrul. Sunt cozi foarte mari și se merge bară la bară. Cauzele sunt multiple. Sunt foarte multe mașini în trafic. Autostrada oricum nu e completă și în plus stația de taxare de aici de la Fetești îngreunează și ia foarte mult traficul. Dacă totuși găsiți o bucată de drum mai liberă unde vreți să vă încercați puterea motorului, să nu o faceți. Sunt 400 de radare scoase pe drumurile naționale și europene. În plus, șefii de la rutieră au scos în stradă, în special pe A1, A2 și pe Valea Prahovei, 3200 de agenți. În plus, traficul de pe autostrăzi este supravegheat din aer. Așadar, polițiștii au început vânătoarea de vitezomani. Din păcate, vânătoarea traficului aglomerat e mai greu de făcut. Soluțiile sunt puține pentru că și rutele ocolitoare sunt destul de aglomerate. Poate ar fi bine să ne prelungim concediul de vară până prin toamnă, când poate se vor mai elibera și Valea Prahovei și Autostrada Soarelui. E trist să fii șofer în țara asta. Petre, îți mulțumesc!